bun găsit, prieteni! Avem nevoie de vitamina C, sunt din ce în ce mai multe viroze, avem nevoie să ne întărim sistemul imunitar și să ne putem apăra de boli. Vitamina C are un rol important. Ea se găsește în tot felul de alimente, printre care și în pătrunjel. Pătrunjelul proaspăt conține destul de multă vitamina C, în așa fel încât dacă am consumat 100 de grame de vitamina C de pătrunjel, ar fi necesarul pentru o zi de vitamina C. Sigur că noi ne mai luăm această vitamină și din alte alimente, nu numai din pătrunjel, însă pătrunjelul este foarte ușor de cultivat. Practic, el apare în grădina proprie, nu trebuie seră, nu e nevoie de seră, încă din primele luni ale primăverii. Și este acolo prezent până toamna, târziu. Deci îl putem folosi pentru un interval foarte lung de timp, iar pe timpul iernii îl putem pune cu siguranță în casă, într-un ghiveci, așa cum păstrăm și alte flori. Sigur, ca să poți să păstrezi atâta pătrunjel încât să-l folosești pe timpul iernii, ar trebui probabil să ai vreo 200 de ghivece ca să poți să mănânci 100 de grame de salată de pătrunjel, spre exemplu verde. Dar sigur că luăm această vitamină, așa cum v-am mai spus, și din vitamina C și din alte alimente, dar nu trebuie ignorat această verdeață pe care o punem la ciorbă, o punem la mâncăruri, în salate sau o mâncăm pur și simplu pe ea ca atare. Ne place și mirosul e unul foarte plăcut. Și mare atenție când aveți o problemă legată de mâncat prea multă ceapă sau usturoi. Dacă mestecați câteva frunze proaspete de pătrunjel, nu se mai simte mirosul atât de puternic, cel puțin la exterior. Voi vă veți mai simți felul de mâncare în continuare ca miros, dar ajută. Așadar, nu uitați de pătrunjel și de ce nu, e foarte ușor de cultivat, nu trebuie nici foarte mult pământ, un lot generos, nu sunt condiții deosebite, este rezistent și e verde de la începutul primăverii și până la sfârșitul toamnei. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată să aveți!